Cumpără jocuri cu promocodul nociv pe neba.com la prețuri beton. Primul link din descriere. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod mirobolant. Ei bine, astăzi jucăm niște Among Us, bineînțeles pe zonă, și crewmate, cum să nu dacă da. Stai că mă mișcam puțin aiurea, sper că nu mă bunuiesc ăștia de ceva acum. Ia să mă duc la admin. Cineva este pe camere, ne ducem frumos la card. Nu uitați de susținerea aia blană, like, share, subscribe. Jucăm cu youtuberi, cu toată lumea aici și ea. Sper să îi vedeți în stânga, o să-i vedeți mai mult când vorbim. Hai mă, ce vrei mă, bă, bă, acceptă cardul. N-am bani pe card. Bă, ok. Vine asta să mă omoare, nu? Ase, Cristi, ok, ok, m-am speriat un pic. Îi Ase și Cristi ropi aici. Bă, dar nu vrea cardul. Episodul trecut mi-a mers din prima. Hai să mergem la reactor. Lasă, o să facem mai încolo. Opa, Dani. Dani era singurul care nu se ducea către... Bine, și făcea task-ul, cred. Obrix ăsta e un pic dubios. Ase. Obrix. suntem toți aici. Salut. O să mă duc la electrical. Sebix, văd că își face task-ul acolo. Ok. Hai să facem și noi aici. Hop. Mai avem unul aici. Hop. Bom. Bă, cum nu l-am nimerit? Ok, am înțeles. Emoții. Îi văd pe ăștia că se mișcă pe lângă mine. Și deja... Ok, s-a găsit. Unde? Cine-o crăpat? Acolo unde dau upload. Și mai venea cineva, acum, după mine. Albastru, cred că... Acum, ai vedeți în stânga cine vorbește fiecare. Sunt jos, lângă shields. Bă, eu pot să vă zic ce task-uri am făcut. Și event fix lângă. Ceea ce e ciudat e că atunci când s-a dat reactorul, Dani făcea fire la admin și nici măcar nu s-a închisit să meargă în stânga. Dani era cu mine acolo, n-avea treabă, făcea un task. Okay, okay. M-am gândit că mai bine decât... Da, mă gândesc că făceai, că deja mergea toată lumea, dar zic așa ca info. Da, cam toată lumea a fost și am fost degeaba cu mine la reactor. Obrix, care a fost ultimul task pe care l-ai făcut? Ultimul meu task a fost ăla de la zi, de la... De la Shields? Care mai exact? Da. Ești sigur? De la Prime Shields alea. Păi și ce ai făcut mai exact? Da, ce ai făcut mai exact? Păi, dracu știe. Am înțeles, da, da, da. Bun. E clar. Ai votul meu. Bine. Mamă, nu-mi place să merg pe încredere. Oricum n-am făcut eu chiar. Bine. Aici trebuie să înveți task-urile. Foarte important. Bun. Trebuie să ținem minte task-uri, pentru că atunci când suntem impostori, trebuie să cam avem grijă. Bă, dar cum a fost faza, mă. Deci încă un impostor găsit și easy peasy. Hop, 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 hop. Hai că hop. Jbam. Hopa, s-a luat curentul. Nu, acum nici măcar nu știu cum trebuie să repar ăsta. N-am reparat niciodată curentul. De aici se repară, nu? Da. Și gata? Easy peasy. Deci văd că am venit un pic ciudat. Ia să vedem. Deian ori o dat fake. Hopa, Cristi. Căfă Cristi. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. Cine e acolo? Stai mă când fac și eu task-ul liniștit. Bă, mă, sperie ăștia când îi văd că vin lângă mine. Merg la security, la admin o să las cardul pe final și apoi vedem. Let's go! Pam, pam, pam! Ce avem aici? Hop! Bam! No, 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 no! Care ești, mă, pe lângă mine? Stai, frate, că am emoții. Sebi? M-au crescut la Sebi. Ok. Hai să mergem la weapons, că acolo e șmecheria. Hopa, reactorul. Mă duc și eu la reactor ca să vadă că nu sunt eu. Adică, oricum, și ca... Impostor te poți duce, dar nu știu, parcă... Ok, cine e aici? Sebix cu Deian. Deci ei doi sigur nu sunt. Țineți minte asta, Sebix și Deian. Doar ei erau la reactor. Ase, se plimbă el cam dubios, Ase. Nu știu ce să zic. Hop. Hai să bubuim și noi frumos aici în șe. Ne facem treabă. Nu, no, nu, no, nu, no, Sebix. Da, nu, că Sebix și cine și Deian. Să-și facă task-urile. Ok, bun. Ok. Unde? Bă, era fix în față la navigation.
Deci la navigation, da? Da, fix acolo ne intri. Deci pot să vă asigur... Cred că Cristi e rău, cred. Pot să vă asigur că Sebix și Dejan nu sunt pentru că au oprit reactorul. Deci ei da, 100% nu sunt. Ne-am fost acolo și ne-am dus să-l oprim. Bun, deci am văzut așa, l-am văzut și eu pe Ase pe drum. Deci ar rămâne Ovidiu, Bambucea și Nociv. Eu eram la admin cu... Noi nu eram toți trei acolo unul lângă altul? Bă, era unul în weapons. Eu eram la weapons. Eu eram la weapons și distrugeam asteroizia. Da, bă, eram cu încă doi în corp camera. Era și mai aproape de tine. Poți să vă zic cu... Cu Ovidiu și cu Dejan la admin. Așa, cu voi nu eram. Deci eu l-am văzut pe Ovidiu, Ovidiu nu e. S-ar putea din nou să fie un self-report. Nu, pentru că nu, Sebix și Dejan sigur nu sunt. Marine, da, da, și ei da, și dacă sunt ăsta, poate să se ducă să-l repare și dacă sunt. Nu pot, nu pot, nu pot repara reactorul, din câte știu nu pot repara. Se poate? Da, da, da. Faci orice și ca impostor. Ah, ok. În afară de task-uri. Na bine, nu știam. Mă, părerea mea este pentru că suntem totuși atât de mulți în viață și nu mai avem atât de multe quest-uri să dăm skip. Să și plus că unul e deja mort, un impostor. Asta e mai o întrebare. Dejan, ultimul tău task făcut. A fost, când, acum la reactor sau înainte de reactor? Ultimul task pe care l-ai făcut. A fost chestia aia cu benzina, am dus-o de jos. Ba da, ăla de la reactor a fost task, după aia a fost ăla cu benzina. Eu m-am dus jos până în depozitul ăla și m-am dus sus la benzina acolo. Bă, de aia n-o stau cam pe camere, nu cred că stăteau să campezi de camere, că numai e unul singur și ești o grămadă în viață, că nu ai timp. Ok, hai să mergem pe task-uri, cel mai bine. Cel mai bine. Bambucea pe Dejan, ciudat un pic. Mulțumesc, te pup. Ok, nu știu de ce o vota Bambucea pe Dejan. Bun, hai să vedem. Deci mai avem aici la weapons, n-am apucat să-mi fac asta. Bă, deci eu nu știam, mă, că... păi atunci s-o schimba regulile, numai task-uri nu pot să facă ei. Ok, trebuie să mergem să reparăm curentul. Bun, all is good. No, eu dacă-mi fac task-urile aici, m-am scos. Asta durează mult, mă, download-ul. Cât durează? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Să ne gândim că am 8 secunde, poate chiar 9. În caz, ok. Ok. Bun, unde? Deci l-am găsit la security. L-ai găsit la security. S-a uitat pe camere, probabil. Da. Cine era lângă ușă? Eu și Dejan. Da. Noi doi eram. Deci noi doi n-avem cum să fim. Eu eram la weapons, dădeam download. Era la weapons și am trecut pe lângă el. Eu am fost la security să fac ăla cu firele și l-am găsit pe ăsta. Cine a trecut pe lângă mine? Eu, Sebix. Ok, da, chiar ai trecut, bun. Bambucea? Eu am fost la cardul și sunt fix lângă tine, Dari. Ușile erau închise, story, să știți. Am fost și un story, eram story. Nu știu, eu zic între Bambucea și Ovidiu, self-report, nu știu. Nu știu, Bambucea... Da, nu putem, mai bine mergem pe task-uri. Perfect. Da, și eu zic să mergem pe task-uri. Da, mai avem hai, hai să stăm toți la un loc, zic, ce se poate întâmpla. Da, task-uri, să știți, o să vă urmăresc pe unul. Haideți la weapons cu mine, că mai am ceva de făcut. Eu mai am un singur task micuț și gata, am terminat tot. Hai să facem task-urile și stăm grupați și vedem. Și în sine am suspect pe Bambucea, zic eu. Și Dani se poate să fie un pic suspect, așa că... Nu știu. Adică... Prea repede skip-ul. Bine, eu zic skip într-adevăr pentru că nu mai avem atât de multe de făcut. Dani, un pic ciudat. Sper să nu fie el, atât. Dani, Sebix, nu pot fi doi, doar un impostor mai. O să stau cu Dani. Ok, ba mai am la navigation eu. Ok. Bun. Cine e lângă mine? Sebix și Dani. Tot ei doi au rămas. Măi, cumva ciudat așa, nu știu. Mai am la admin. Trebuie să dau upload-ul la admin, care durează tot vreo 10 secunde. Sper că au rămas cu mine Dani. Nu știu dacă să am încredere în Dani, dar facem task-urile și scăpăm cu task-urile și cam aia a fost. Ok. Bă, sincer, cred că... Ia ziceți unde sunteți acum. La admin, cu cardul. Eu, cafetăria, trag de frunze. Nuclear, up. Fix în mijloc, da, lângă Dani. Nuclear, unde up? Fix partea de sus a nuclearului, da, cum te duci de cafetăria.
Corpul e fix în față la communication și l-am văzut pe bambuce ultima oară trecând pe lângă mine și cred că sus încolo. No, bă, sincer, eu zic că ar putea fi Bambucea, pentru că am fost cam tot timpul cu Dani și Sebi, după aia am plecat de lângă ei, mă gândesc că dacă unul dintre ei era impostorul, l-am murat pe celălalt. Bă, Bambucea, unde ai fost înainte de deci, să fii acolo? Puteau m-am plimbat pe la reactor, pe jos. Nu are reactor, are votul meu Bambucea, sincer. Ia, mai zi. Da, Dani și Sebi, îți voi confirma, să zice nu ce ziceam. Nu mai de confirmă cine. Păi da, dar pe unde ai fost? Pe unde ai fost la asta? Am urcat pe jos pe la electrical, pe am urcat pe lângă admin și acum sunt sus la emergency. Nu știu, eu zic că e Bambucea, da, prea dubios. Bambucea sau Ovidiu, dar deja de prea mult timp sus pe jos. Era corpul lângă. Dar nu știu dacă o luat în sus sau nu, nu știu, da. Hai să o luăm logic. Am fost cu voi doi și hai să o luăm logic. Eram cu Dani și cu Sebix. Ne-a plimbat toți trei, da? Da. Bun. Ok, hai să Ovidiu. Hai să votăm pe Bambucea. Și eu zic că e ori Bambucea, ori next Ovidiu, clar. Exact, exact. Task-urile, dați pe Ovidiu. Bine, frate. Hai mă, să vedem. Oricum, ori din task-uri, ori le eliminăm, e clar. Easy. Da, e clar. Hai să vedem. Ce nebun. Deci asta e victorie, clar. S-ar putea să fie Ovidiu. Dacă nu el... A, atunci știm cine e. Liniște. Stăm uniți. Stați uniți, uniți. E clar că e Ovidiu. Dacă stăm uniți, n-are ce să ne facă. Nu știu, eu zic că e Ovidiu, na. Nu mai poate să mai scoată pe unul, în rest, na, nu prea are ce să facă. Haideți cu mine la admin. Hai cu mine la admin. Ce meci, bă. Hai cu mine la admin. Să fac task cu vieți. Cu cardu. Haide, mă. Bun. Perfect. Deci am făcut asta cu cardul, ce mai am, mă? Ce mi-ar... o tăia curent. Da, Ovidiu-i. Ovidiu, l-am văzut? Nu cred. Clar. E clar, știi că e Ovidiu, nu? Adică... Let's go. De ce să fiu eu neapărat? Pentru că ai luat curentul, Dani, o mers doi pași mai încolo și mai am rămas eu cu tine și cu cine mai era, că mai știu. Și cu Sebi, care a murit. Și cu Sebi, l-au scos direct. Eu am făcut task-ul cu cardul, de-aia am și mers la admin. Mi-am dat seama că nu e nociv pentru că m-am ținut după toți ca să văd unde își faci fiecare task-ul și nociv s-a dus. Dani, să regret. Am înțeles. Ok, Dan, mai regret toată viața, mergem YOLO, aia e. Salut! Ok, acum e momentul să vedem. Am ajuns de parte, ok. Dani Den are două win-uri la rând. GG. Nice. Nice. Oricum eu știam